Bun găsit, prieteni! Potrivit statisticilor realizate de Direcția de Evidență a Persoanei, Direcția Generală de Evidență a Persoanei, cele mai folosite nume pentru băieți sunt Andrei, Alexandru, Ionuț și Ștefan, de asemenea Gabriel, iar pentru fete sunt Maria și Elena. Acestea sunt cele mai des întâlnite nume la nivel național și cu siguranță că aveți prin preajmă tot felul de nume de acest fel. Par nume românești, nu le-am căutat originea, dar mi se par și foarte ușor de pronunțat și cu siguranță că nu stârnesc râsul atunci când sunt pronunțate, atunci când cei care le poartă sunt chemați. Hai acasă, Alexandru, Andrei, vino la masă și așa mai departe. Da, m-a surprins de multe ori, m-au surprins de multe ori cunoștințe care au ales să își numească copilașii în tot felul de nume deosebite. La un moment dat chiar trebuia să notez niște nume de copii care urmau să vină la ziua băieților mei și mi-era foarte greu să aflu, erau niște foști colegi de grădiniță. Sigur, părinții au tot felul de idei și cu toate că, nu știu, poate am avut vreun iubit în tinerețe, vreo iubită în tinerețe sau poate că, nu știu, am citit nu știu ce cărți cu vreun erou, ne-a impresionat în copilărie vreun personaj, asta nu înseamnă că săracul nostru copil trebuie să poarte un astfel de nume pentru a ne satisface nouă orgoliul. Gândiți-vă bine atunci când alegeți un nume pentru copilul vostru. Pe vremea părinților mei exista și această tradiție în care nașul trebuia neapărat să, sau nașa copilului trebuia să-i dea numele. Atunci, practic, finuțul, copilul era nevoie să poarte un nume al nașilor toată viața. Deci știai foarte clar că dacă pe naș o cheamă Frusina, copilașul o să poarte același nume și dacă îți plăcea numele ăsta, atunci o alegeai să fie mama spirituală a copilului tău sau nu. În orice caz, treaba asta cu numele este una cât se poate de serioasă. În tradiția noastră ortodoxă există și foarte, foarte mulți sfinți care pot fi aleși, deci avem așa un calendar ortodox foarte ofertant în ceea ce privește numele. Puteți și să găsiți, eu știu, derivate ale acestora, unele dintre ele poate vi se par învechite, dar avem de unde alege în așa fel încât copiii noștri să aibă, să poarte nume frumoase, să li se potrivească, să le aducă, să spunem, fericire și în același timp să ne reprezinte și pe noi și pe ei pe viitor. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.